Ministerul Agriculturii, intervenie de urgență în PIA, au retras 30.000 de tone de vin falsificat. Ministerul Agriculturii sublinierei dezvoltării rurale, MADR, a inițiat acțiuni de verificare a calicii sublinierei conformității tuturor vinurilor existente pe PIAC, iar în urma controalelor au fost depistate unele loturi provenite din Bulgaria, care s-au dovedit a fi falsuri, în depozitele unor distribuitori din județele Buzu, Galați, sublinierei Neamc. Rezultatele au confirmat prezența apei exogene sublinierei a alcoolului de altă origine decât cel provenit din fermentația mustului de struguri, din fichet, ceea ce reprezintă elementele infracțiunii de falsificare a vinurilor, conform legii viei sublinierei vinului 164/2015, spun oficialii Ministerului Agriculturii. În urma neconformității depistate, s-a retras de la comercializare o cantitate de 29.174 litri vin falsificat, sublinierei au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 80.000 lei. În plus, a fost sesizată Agenția Națională de Administrare Fiscală, în vederea aplicării legislației fiscale, dar sublinierei Direcția de Investigare a Criminalității Economice, în vederea efectuării cercetărilor de specialitate, a informat marci MADR. De asemenea, în baza protocolului de cooperare sublinierei a Planului Comun de Acțiune între MADR sublinierei ANAF pentru verificarea legalității de subliniere URI activităților de producție sublinierei comercializare în domeniile produselor viticole, se monitorizează toate loturile de vin de masă provenite din Bulgaria. Pentru identificarea unor eventuale fraude, probele au fost trimise pentru efectuarea de analize izotopice, specifice identificării prezenței apei exogene, respectiv a prezenței alcoolului etilic de alt natur decât cel obținut prin fermentarea naturală a strugurilor. Probele au fost analizate de CETRE, laboratorul de spectrometrie de masă, cromatografie sublinierei fizică ionilor din cadrul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice sublinierei moleculare Cluj-Napoca.